Salut, sunt Cătălin Zmărândescu, deja mulți dintre voi mă cunoașteți. Dacă ți-ai cumpărat un sac de box, neapărat să fie de la Knockout, pentru că au material de calitate și produsele lor sunt foarte, foarte bune. Eu, ca și sportiv, ca și antrenor, le folosesc, așa că îți recomand aceste materiale sportive. Dar nu despre asta este vorba. Ți-ai cumpărat un sac, este timpul să înveți să lovești corect la acest sac, este timpul să înveți să lovești așa cum trebuie, nu după ureche, nu gen. Da? Că ne facem de rușine. Și atunci vom încerca să lovim cât se poate de corect. Dacă ești dreptaci, stai cu piciorul stâng în față. Dacă ești stângaci, schimb garda, stai cu piciorul drept în față. Dacă ești ambidextru, și mai bine că nu ai probleme de genul ăsta, da? Bun, în cazul în care ești dreptaci, da? Partea puternică întotdeauna stă în spate, da? Pentru loviturile puternice. Picioarele trebuie să fie întotdeauna flexate, nu întinse, da? Și pentru a alege cea mai bună poziție, vă recomand o mică săritură și în momentul în care ai căzut, ai rămas cu picioarele flexate, da? Distanța între picioare trebuie să fie cam lățimea umerilor, da? Niciodată picioarele nu trebuie să fie pe aceeași linie, da? Călcâiele să fie pe aceeași linie, pentru că intervine lipsa de echilibru și picăm în nas, da? Deci, sau cel mai simplu, da? 1, 2 și am ajuns în garda potrivită, da? Brațele, este foarte important, coatele nu stau cu ele sus. Dacă am stat cu coatele sus, tot ce înseamnă partea de aici, coastele, corpul, rămâne neprotejat și atunci loviturile intră foarte ușor. Așa că voi ține coatele pe mine lipite, strânse de corp, da? Brațele în dreptul feței. Cea mai simplă gardă pentru începători este următoarea. Partea de aici a acestei mânuși trebuie să vină pe pumetul obrazului, da? Și atunci voi sta aici. Simplu pentru oricine, da? Deci pumnii pe pomeții obrajilor, da? Coatele pe corp, picioarele ușor flexate, da? Surgeți puțin burta, privirea înainte. Bun, loviturile, ca și loviturile, este foarte important că atunci când lovești să te și aperi. Nu doar lovești pur și simplu, neglijind apărarea. În momentul în care lovești, trebuie să te asiguri că al tău cap e în siguranță și nu care cumva primești lovitură care să te pune la pământ, da? Pentru asta, în momentul în care lovesc cu brațul stâng, brațul din față, da? Lovesc, se răsucește pumnul, da? Umărul vine până în bărbie și mă apăr, deci jumătate din cap este apărat. Cealaltă parte a capului este apărată de brațul care este sus, da? De mâna dreaptă. Pumnul. Trebuie să loviți cu monturile, trebuie să fie un pic cocoșat în momentul loviturii, da? Sunt aici, pășesc în el, hop, și-am lovit, da? Pășesc, hop, și-am lovit. Atenție mare, încercați să nu dați lovituri așa, pentru că vă rupeți mâna, da? Nu sunteți pisici ca să zgâriați. Poate doar fete, dar nici fete nu mai dau în ziua de astăzi cu pumnul precum o pisică, da? Toată am învățat să dea cu pumnul. Ok? 1. Același lucru se întâmplă și pentru brațul drept, care vine din spate. Același lucru, da? Întorc mult, umăr la fel, urcă sus, da? Și lovesc celălalt braț, apără. Ideea este că în momentul în care lovesc și pe partea stângă și pe partea dreaptă, trebuie să răsucesc trunchiul pentru a lungi puțin lovitura și a da șoc loviturii, da? Pentru că orice lovitură, ca să aibă eficiență, trebuie să aibă șoc și nici de cum să fie împinsă, da? O lovitură împinsă, egal cu zero. O lovitură șoc, hop, pune omul jos, da? Bun, pentru asta, o jumătate de pas și scos puțin călcâiul și șoldul în exterior, da? Hop! În schimb, la partea dreaptă, nu trebuie să muți piciorul neapărat, decât să sucești trunchiul, să întorci, da? Corpul, scoți călcâiul în afară și împingi ușor în vârful piciorului, labei piciorului, da? Aici, hop, și vine dreapta, da? Revin la loc. Dreapta, revin la loc. Dreapta, revin la loc. Același lucru este valabil și pentru croșee, da? În momentul în care dau croșeul, nu plecați la modul în care stau față în față cu adversarul sau cu sacul, în cazul nostru, da? Am mâinile sus, deschid și prin muște. No, 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 nu este bine, da? Trebuie să sucesc trunchiul, da? Ușor, sucesc și încarc croșeul. Sucesc, hop, și încarc croșeul. Același lucru, scot piciorul din față, da? Scot croșeul afară și împing în el pentru a imprima șoc loviturii. Hop, da? Întorc, hop, la dreapta e același lucru, după ce am dat stânga, corpul este încărcat, greutatea este pe piciorul drept din spate, da?
Împing în el și lansez lovitura în partea cealaltă, scoțând călcâiul și întorcând corpul. Este foarte important, în general, la croșee, umărul trebuie să cadă pe genunchiul piciorului opus. Da? Dacă vin croșeul de stânga, umărul meu trebuie să vină pe piciorul meu drept, da? Pe genunchiul drept. Dacă dau croșeul de dreapta, lovitura, umărul trebuie să cadă pe genunchiul meu stâng. La uppercut-uri e cam la fel de simplu. Același lucru, încalc și lovesc, da? Același lucru, umărul trebuie să fie strâns, lipit de pomentul brațului, da? Celălalt braț sus. Hop! Și vine aici, la locul lui, da? Nu plecați cu mâna aici, deschid și lovesc. Nu! Încarc lovitura, hop! Și revin, da? Hop! Și revin. Hop! Și revin. Plec în față, revin. Plec în față, revin. Nu trag mâna și pleacă lovitura. Bun, dar lucrurile astea vă asigur că le puteți învăța mult mai bine dacă aveți un instructor sau un antrenor care să cunoască acest sport. Să știți că nu toți sunt antrenori. Sunt foarte mulți antrenori după ureche, așa că vă recomand să căutați antrenori care deja au experiență sau foști mari sportivi care excelează și ca antrenori. Bun, în afară de lovitura de brațe, sunt lovitura de coate, da? Pe care le poți folosi în special în Muay Thai sau la MMA. Sunt lovitura de picioare. Dar asta este cu totul și cu totul un alt capitol. Un capitol pe care voi nu puteți să-l aprofundați decât dacă mergeți într-o sală specializată cu un antrenor specializat. Până atunci, eu vă recomand să repetați și să încercați să țineți minte de învățăturile pe care eu vi le-am spus astăzi. Și cu siguranță ne vom vedea la una dintre competițiile viitoare, unde cu mare drag vă voi răspunde întrebărilor și, ca de obicei, poze și autografe. Us!